Pe lângă împodobirea bradului și aranjarea festiva locuinței, la Iași a devenit deja o tradiție ca familiile să calce pragul unui studio profesionist pentru realizarea unei ședințe foto de Crăciun. Primele programări au început încă de anul trecut, iar acum listele au devenit neîncăpătoare. Ușa se deschise și dintr-o dată m-am aflat într-un atelier uimitor, plin de jucării. Ia uite, parcă suntem aici. Da, în casa lui Moș Crăciun. Ia să vă văd acum și pe amândoi pe mine. Rafi, acolo cu dragoste cu mama. Hai, vino mai aproape de mami, cu amândouă mânuțe. Așa, cu-i bucurie să fii. Într-un decor de poveste și o atmosferă magică iau naștere cele mai frumoase amintiri. Așa s-a întâmplat și astăzi în studioul fotografului ieșan Paul Pădurariu, unde realizatoarea TLM Dora Morhan împreună cu fiul său au împărțit emoții și clipe de neuitat. Trebuie să facem un salt în timp, pentru că eu ședința aceasta mi-o doresc de foarte mult. Iar geneza, ceea ce s-a întâmplat astăzi, deci are rădăcinile anul trecut, când l-am sunat pe Paul pe 22 decembrie, să rog să facem o ședință foto împreună cu fiinii mei, cu cei trei fii ai mei din Iași. Și m-a întrebat, dar de ce n-am sunat pe 24? Motiv pentru care anul acesta, în 2022, iată, încă din octombrie, am setat pe calendar ca ziua de astăzi să fie momentul în care în sfârșit ajungem să vedem magia lui Paul. Paul a început să creeze povești acum 7 ani și a deschis un studio de fotografie, deși în trecut ieșenii erau sceptici cu privire la ședințele foto. Astăzi a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați și căutați fotografi din oraș. Programările anul ăsta au început anul trecut. Am mulți clienți, mulți oameni dragi sufletului meu, care programează de la o ședință la alta. De exemplu, dacă vin pe ei, știi că vor să-și facă ședința foto pe 12 decembrie, ei, anul viitor spun tot în aceeași zi, cam pe la aceeași oră, fiindcă știu programul la birou, programul grădiniței. Prețurile sunt pe măsură, însă rezultatul este mult peste așteptări. Într-adevăr, o ședință foto la mine începe de la 20 de minute și poate dura până undeva la 45-60 de minute în funcție de pachetul care își alege fiecare. Prețul unei ședințe foto începe de la 450 de lei și în funcție de opționalele care și le dorește fiecare, poate ajunge la 850, 1000, în funcție de ce își dorește fiecare. De la ședința foto nu a putut lipsi Moș Crăciun. O perioadă foarte încărcată, o perioadă în care ne-am dorit să fie mai multă zăpadă, dar Moș Crăciun ajunge la toți copiii din Iași, mai ales că la Iași există și o căsuță poștală. Da, acolo pe Cuza Vodă, căsuța poștală numărul 25, oficiul poștal 1 Iași. Deja am primit o mulțime de scrisori la care încercăm în fiecare seară să răspundem și apropo de nevoi, să știți că sunt copii care au nevoi de prin satele, de prin comunele, de prin locurile Moldovei, nu doar din jurul Iași. 5 decoruri de poveste, atmosferă de sărbătoare, bradul împodobit, recuzită și haine cu tematică. Toate acestea duc la o ședință foto magică de Crăciun. 1, 2, 3, Crăciun fericit!